cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, am întârziat un pic din motive de adunat fotografii și aranjat și pus titluri pentru emisiune. Cafeaua de dimineață din data de 4 mai 2022, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Astăzi continuăm, că tot lumea pare că fie este interesantă de genul ăsta de prezentări. Continuăm să discutăm lucruri care se întâmplă în Neamț și care musai câteodată trebuie explicate. Ieri pot să spun că am avut plăcerea, mă rog, de a participa la o conferință de presă la primăria Piatra Neamț. Și conferința de presă respectivă ne-a arătat, așa, dacă stăm să o analizăm fără să intrăm în profunzimea spuselor celor care a ținut conferința de presă, ne-a arătat o instituție numită Primăria Piatra Neamț, hărțuită din toate părțile, de toată lumea. O hărțuiește prefectura cu un prefect PSD, o hărțuiește Inspectoratul de Stat în Construcții, o hărțuiește presa, care scrie din când în când, și în general o hărțuiește, cred că, inclusiv proprii angajați. Dacă treci dincolo de discursul din timpul conferinței, poți să spui ceva de genul că e necesar cu foarte multă prietenie pentru niște oameni tineri și neexperimentați în administrația publică locală. Deci este necesar cu foarte multă prietenie să facem câteva observații și să încercăm să explicăm, nu neapărat pentru cei care ne urmăresc, care sunt sigur că înțeleg lucrurile astea, ci pentru cei din conducerea primăriei, câteva lucruri. Primul subiect, ca să spunem așa, la ordinea de zi, a fost important, primul subiect important, că a mai fost unul, cu niște asociații care nu-și plătesc facturile, mă rog, chestii administrative. Deci primul subiect care a reținut cumva atenția celor din sală, cât de cât, a fost cel cu parcările. Și domnul prefect Andrei, domnul primar Andrei Carabelea, mă scuzați, domnul Niță, așa, deci domnul primar Andrei Carabelea ne-a spus că nu înțelege de ce a fost atacată hotărârea, sugerând cumva că este un fel de a pune bețe în roate pentru activitatea primăriei. Eu o să încerc acum să dau, dacă reușesc, un fragment din această conferință de presă. Refuz să cred că cineva și-a dorit să blocheze una dintre principalele reforme ale administrației pe care o conduc de până în acest moment și una dintre temele de interes public major. Sunt 19.000 de familii vizate de această reformă a parcărilor de reședință și eu refuz să cred că cineva a făcut-o dintr-o dorință de a face rău acestor oameni. Eu nu am mai auzit vreodată de vreo reformă, de un act normativ blocat de instituția prefectului județului Neamț pe motivul că nu ar fi fost îndeplinit termenul legal, termenul de 30 de zile cerut de lege pentru consultarea publică conform legii numărul 52 din 21 ianuarie 2003. Lege care spune. Și ne oprim aici, pentru că de aici încolo intră în amănunte. Ei,
Eu ce vreau să vă spun, oameni buni, este, mă scuzați că l-am pornit din nou pe domnul Carabela. Deci, ce vreau să vă spun? Prefectul de Neamț a atacat un HCL dat de către Consiliul Local Piatra Neamț, adoptat de Consiliul Local Piatra Neamț, și acum toată lumea se întreabă de ce l-a atacat. Vă dau eu răspunsul. Este extrem de complicat. Este extrem de greu de înțeles. L-a atacat, a atacat hotărârea pentru că poate. De aceea a atacat hotărârea. Și pentru că cei care au întocmit hotărârea au lăsat o portiță ca ea să poată fi atacată. Una, două, trei, nu știu, dar a lăsat o portiță. Prefectul de Neamț, potrivit atribuțiilor pe care le are, a urmărit, e adevărat, cu atenție hotărârea respectivă și a atacat-o. De aceea a atacat-o? Pentru că poate. Prefectul de Neamț putea să atace și alte hotărâri. E drept, și de la primar PSD. Dar a atacat-o pe asta. De ce? Pentru că prefectul de Neamț poate urmărește și un scop politic. E adevărat, dar poate. Pentru că hotărârea, așa cum a fost ea luată, permite acest lucru. De aici, până a merge și a spune, gata, nu mai putem face nimic, mâinile ne sunt legate pentru că a atacat prefectul de Neamț o hotărâre, este o cale lungă. Cu maximă prietenie, vreau să vă spun, domnilor, din primăria Piatra Neamț, că o hotărâre este o hotărâre. Ea este atacată. Dar serviciul public de parcări nu... Deci, serviciul public nu poate fi oprit. Era obligația celor din primăria Piatra Neamț la îndrumarea tehnică juridică a serviciului juridic din primărie să vină a doua zi cu o soluție. Chiar și cu una prostească. De genul, ne-a atacat hotărârea, facem alta. Ne-a atacat și pe aia, facem alta, dar mergem înainte. Mergem înainte. Nu poți să nu asiguri serviciu de parcări pentru că ți-a luat găletușa și nisipul, prefectul și s-a dus să joace cu ele el în instanță. Și nu te-a lăsat pe tine să te joci cu ele. Este o atitudine, ca să spunem așa, total neproductivă, ca să nu vorbim despre muntele de competență din partea zonei juridice din primăria Piatra Neamț. Prefectul de Neamț, despre care se spune că reprezintă un proiect al PSD-ului pentru primăria Piatra Neamț, nu știu dacă al PSD-ului sau unor oameni care îl vor prefect, va mai ataca hotărâri. Nu poți să te lamentezi la fiecare hotărâre, să spui că nu mai ai ce face. Când ai o hotărâre și faci ceva, trebuie să ai și planul A, și planul B, și planul C. Nu oprești un serviciu. Și acum, se mai pune o întrebare, că tot vorbim despre acest serviciu numit serviciu de asigurare al parcărilor pentru populație. Cum naiba reușeau trei oameni, patru, să țină toate parcările, toate contractele și nu reușește întreaga armată a primăriei, care la un moment dat a fost pusă să facă contracte și unii să controlau pe alții și, mă rog, că acolo era un soft. Mai să fie. Nu cumva acolo erau niște oameni care își câștigau pâinea din asta și aici sunt niște funcționari neobișnuiți să muncească susținut să-și facă treaba? Nu cumva acolo, așa cum era el, era un șef care îi spunea faci aia, faci aia, faci aia, pe când în primărie
nu mai spun faci, ci spun mai mult fac, că trebuie să faci? Asta este situația cu serviciul de parcă. Revenind de unde am plecat, spunem că nu este vina prefectului că a atacat. Prefectul își urmărește scopurile sale politice, pentru că acum să nu uităm, prefecții sunt asumați politic. Și normal că stă cu ochii cât cepele pe tot ce face primăria Piatra Neamț, care este condusă de un liberal. Așa că, doar o recomandare, cei care pregătesc proiecte de hotărâre cu impact la public, trebuie să aibă grijă ca atunci când le pregătesc să calculeze toate posibilitățile ca aceste proiecte să fie atacate în instanță. Pentru că se va întâmpla acest lucru aproape sigur. Eu încerc în timp ce vorbesc cu dumneavoastră să găsesc și următoarea parcelă din conferința de presă de ieri, care se referă la un alt subiect, și anume punțile pietonale din Piatra Neamț și podurile și ce-or mai fi ele, care sunt într-o stare necorespunzătoare. Ei bine, domnul, ia să vedem dacă reușesc să găsesc cumva respectivul pasaj și dacă reușesc, atunci și dăm drumul. Ei, cam pe aici, sper să se audă. Din municipiul Piatra Neamț. După cum știți și dumneavoastră, în ultimele săptămâni au apărut o serie de informații în spațiu public, pornind de la starea de degradare, care este, se poate percepe și vizual la unele punți pietonale. Iar în urma unor articole repetate și a unor petiții repetate și insistente, s-a ajuns la o nefericită adresă din partea... Am oprit un pic. Pornim imediat înapoi, Bogdan, nu trebuie să schimbi. Rețineți termenul, nefericită adresă. Inspectoratul Județean în Construcții, prin care mi se solicita închiderea de urgență, prin dispoziție de primar, a unor punți pietonale. Nu am putut să dau curs unei asemenea cerințe, pentru că nu exista nicio expertiză tehnică în spate care să confirme sau să infirme starea de degradare care să pună în pericol siguranța. Ajunge ce a spus până aici domnul primar, o să ieșim și intrăm din nou din studio ca să încercăm să explicăm care este situația referitor la aceste punți pietonale și la adresa transmisă de Inspectoratul de Stat în Construcții. Cu toată prietenia, când oferi o informație într-o conferință de presă, este bine ca informația să fie completă. Aceasta este una dintre punțile, dintre cele două punți despre care se spune că trebuia să fie închise traficului pietonal. Colegul meu a făcut dimineață, poți să le mai mărești un pic și pe celelalte, a făcut fotografii, vedem o punte, vedem niște panglici acolo și lumea care trece prin zonă. Domnul primar a spus așa, că cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții le-a spus că în regim de urgență trebuie să închidă traficul pietonal acolo. Este o parte din informație. Informația întreagă e un pic mai amplă. În primul rând, Inspectoratul de Stat în Construcții nu
a făcut aceste constatări el de unul singur. În adresa trimisă primăriei scrie la măsuri dispuse următorul lucru. În condițiile în care, virgulă, prin constatările vizuale ale expertului tehnic, se pun în evidență degradări care, etc., etc., primăria va lua în regim de urgență următoarele măsuri. Și acum, ne oprim înainte de a vedea care sunt măsurile, să ne lămurim care e expertul tehnic. Expertul tehnic este inginer Popa Petru. Expert tehnic atestat pentru domeniul cerințe, mai rog, sunt niște chestii tehnice acolo, care în urma vizualizării obiectivelor menționate a constatat deficiențe degradări. Și la cele două punți, expertul tehnic spune stare tehnică nesatisfăcătoare, puntea reprezintă placă din beton armat și parapet de siguranță pietonală degradate. Situație care nu asigură condițiile minime de siguranță a construcției. Se recomandă închiderea temporară a circulației pietonale și execuția lucrărilor de reparație a plăcii din beton armat. Deci expertul tehnic, domnul inginer Petru Popa. Pe cealaltă punte, de la spital, se spune că puntea prezintă placa de beton armat și parapetul de siguranță pietonală degradate. La fel, se recomandă închiderea temporară. Cine este expertul tehnic inginer Petru Popa? Mergem în aceeași adresă, că noi nu-l cunoaștem și nu știm. Domnul primar spune undeva când răspunde celor de la... Nu-mi da adresa, că nu se vede. Când răspunde celor de la ICI, Inspectoratul Tehnic în Construcții, de Construcții, că este o societate numită Pemora, care face și drege și... Acolo este inginerul respectiv. Societatea aia are contract cu primăria. Deci, Inspectoratul de Stat în Construcție a dispus niște măsuri lucrând cu materialul clientului, adică cu materialul omului din primărie, care a constatat niște lucruri. Și ele au ajuns la Inspectoratul de Stat în Construcții, după care o doamnă s-a dus acolo cu un domn din primărie și au încheiat un fel de act de constatare. Ce spune Inspectoratul? Ce măsuri trebuie luate? Izolarea celor două punți pietonale și emiterea ordinii de interzicere a utilizării, da? Conform, adică aproape citează din ce spune expertul tehnic al primăriei. Dispunerea închiderii circulației pietonale pe aceste obiective va fi însoțită de semnalizare rutieră corespunzătoare. Și după aceea urmează un lucru care nu ni s-a spus în conferința de presă. După finalizarea expertizelor tehnice, Primăria Piatra Neamț va prezenta Inspectoratului Județean în Construcții rapoarte de expertiză cu măsurile definitive stabilite pentru asigurarea exploatării punților pietonale în condiții de siguranță. Adică, hai să fim mai clari. S-a spus, bă, expertul vostru, după constatare vizuală, care am înțeles că este importantă, eu, fiind de parte umanistă, dacă văd cu ochii ceva, câteodată știu că lucrurile nu stau chiar așa, mai ales în hârtii, lucru demonstrat în conferința de presă. Deci, după constatare vizuală, expertul vostru a zis că nu se poate. Că parapeții ăia nu prezintă siguranță. Așa că noi, conform celor spuse de expertul vostru și văzute și de noi la fața locului, propunem exact lucrul pe care l-a propus expertul vostru. Dar, pentru că nu suntem absurzi și știm că sunt două punți pietonale necesare, dacă expertul vostru vine rapid cu o expertiză, mă scuzați, o gură de cafea, atunci puteți să dați drumul la circulație după ce rezolvați problemele alea în regim de urgență. La asta cred că se referea și regimul de urgență.
În rest, dacă te duci în actul respectiv, adresa făcută de primărie către Inspectoratul de Stat în Construcții, observi, și nu știu dacă mai am timp acum să intru în documentele respective, observ că în cazul unor poduri sau altor punți, expertul a prelungit perioada de valabilitate a expertizei până la o anumită dată și Inspectoratul de Stat în Construcții a acceptat acest lucru pentru că este un expert care este expertul cel mai bun din Piatra Neamț. El este, face treabă cu primăria, probabil că și cu alte instituții, este și în Comisia Rutieră, este și probabil prin alte comisii și comiții. Deci el face expertiză la Punte Strand, el dă soluția de construcție. Adică este un om care este implicat profund în această activitate de drumuri și poduri din județul Neamț. Probabil că implicarea asta profundă a făcut ca cei din Inspectoratul de Stat în Construcții să meargă pe expertiza lui. Și atunci nu este normal să vii într-o conferință de presă și să spui că ești persecutat de către cei din Inspectoratul de Stat în Construcții. Poate că ar trebui aruncat o privire spre activitatea expertului tehnic care a făcut respectivele constatări. Și în niciun caz nu poți să dai vina pe presă, ca scris. Pentru că dacă nu se știe în primărie și în alte instituții publice, că toate sunt nemulțumite de presă, presa de asta există ca să scrie. Cea care vrea să scrie, cea care primește de-a gata să scrie, e altă poveste, nu-i treaba noastră. Păi ea se poate supăra oricine. Dar în general, dacă presa scrie și nu contează cine scrie, dacă cel care scrie spune adevărul sau prezintă o situație care are un grad de credibilitate foarte mare, dacă nu înțelegeți cum e asta cu gradul de credibilitate apropo de ce spune presa, sunt niște decizii interesante la nivel european despre aceste lucruri, cât poate exagera presa când e vorba de interes public sau de persoane publice, până unde poate să meargă ca să poată prezenta niște date în condițiile în care instituțiile publice, gen Consiliul Județean, nu dau niciun fel de informații sau le dau trunchiate. Deci, nu trebuie să vă supărați pe presă, indiferent care este respectiva presă. Da. Cam astea sunt lucrurile din conferința de ieri. Hai să spunem și lucruri bune. Mai avem o platformă de consultare cu cetățenii. Important este ca platforma respectivă să fie toate lucrurile puse, să nu ne trezim cu consultări gen cea de la fostul parc zoo actualmente, un parc public cu gratii înăuntru, cu cuști înăuntru, da, asta e. Deci, cam așa stau lucrurile vis-a-vis de conferința de presă. Acum, că tot vorbim de activitatea primăriei, aș vrea să mai să ating un subiect care se referă la societățile acesteia, pentru că primarul a pronunțat cuvântul și foarte bine l-a făcut că își dorește acest lucru, își dorește, a pronunțat cuvântul reformă la nivelul societăților. Deci, da, este nevoie de o reformă la nivelul societăților. Și a vorbit că una din principalele reforme, cea privind parcările, a fost atacată, etc., etc. Părerea mea, și nu numai a mea, este că municipiul Piatra Neamț,
Consiliul Județean, alte primării care au societăți, le folosesc pe acestea așa cum au un interes de moment. Dacă e ceva de rău despre piața centrală, e de vină urbanul. Dacă urbanul, care acum, by the way, este într-o insolvență prelungită și nu înțelegem până când, că sunt termene, că sunt... Dar poate este un interes să prelungim insolvența asta în condițiile în care există un singur creditor, din câte țin eu minte, sau mă rog, un singur creditor important. E o întrebare. Perla Invest e bună când prezintă, nu știu ce, că Telegondola și-a scos cheltuielile pe luna martie, dar în rest când e vorba de datorii și alte chestii, dom'le, e vină ălora de acolo. Mi-aduc aminte de o melodie a celor de la Pasărea Colibri, dacă nu mă înșel, era Vinovații fără vină. Da? La fel, parkingul. Dom'le, facem reformele, luăm parcările lăsura de la parking și îi lăsăm în dosul gol, cu terenul de sub Mall Forum Center, să facă ce vor cu el. În momentul în care gloata, mulțimea de funcționari nu reușește să administreze parcările, e o problemă, nu? Și reforma o reformăm dând parcările înapoi la parking, probabil. Deci, e o retorică privind societățile comerciale ale primăriei, o retorică neacoperită de fapte. Am reformat Salubritas punând director un om de partid. Am reformat parkingul, public-serv-ul, punând acolo un om care n-are nicio treabă cu asta, în schimb are calitatea de prieten. Și tot așa. Și tot așa. Ar fi cazul, dacă se dorește reformă, să se caute un dicționar, să se caute sensul cuvântului reformă, să vadă ce înseamnă să reformez din punct de vedere administrativ, instituțional, o societate și să vedem dacă, de exemplu, reforma de la parking anunțată se încadrează în acest tipar. Eu spun că nu. Dar probabil că mă înșel. Toate aceste lucruri le-am spus cu maximă prietenie pentru că ne-am săturat, cel puțin noi cei de aici, de suspiciuni, de oameni plini de scenarii, de tot felul de chestii. Nu, domnilor. Noi când vorbim despre lucruri din Piatra Neamț, vorbim despre lucruri despre care noi credem că nu merg sau merg bine după, în funcție de gradul nostru de înțelegere, de cunoaștere, în funcție de experiență. Nu suntem aici nici ca să punem bețe în roate primarului, nici ca să-i dăm un șut în fund să meargă înainte. Nu. Suntem aici ca să facem emisiuni, știri și să prezentăm lucrurile așa cum credem noi că sunt. Și când constatăm un derapaj, indiferent că vine de la CJ, că îi vine de la primărie, că vine de la un primar de nu știu unde, de la prefect sau din altă parte, să-l anunțăm. Atât cât putem. Nu putem fi peste tot. Nu putem, de exemplu, să facem reclamă mascată pentru un târg. Dar uite, haide să ne călcăm pe inimă, te rog frumos, ca să prezentăm cum stau lucrurile. Deci, apropo de societățile primăriei, ieri primim un mail despre această prea frumoasă manifestare numită Flora Fest. Prima dată am crezut că cei de la Roman făceau un fel de festival pentru Flora Ordean.
ziarista care încă rezistă pe Betereze. Și am zis, hai să punem și noi umărul. Dar observăm acolo că o societate în insolvență, numită CMI Urban S.A., undeva în colaborare și cu Piatra Neamțu, municipiu, ne invită la ce? La o expoziție cu vânzare în Piața Agroalimentară Centrală, între, mă rog, nu facem chiar reclama de tot, că oricum îi anunț-o acolo, și în mailul de înaintare ni se spune că nu vor lipsi momentele muzicale. Noi le mulțumim de pe acum că ne vor pune muzică aici. Așa? Și că lumea care vine poate să stea la terasele din zonă și să consume produse tradiționale. Terasele din zonă sunt niște amărâte de cărciun pe aici, dacă e să vorbim pe aia dreaptă. Iar fondul muzical, suntem obișnuiți cu el de pe vremea când era vechea piață. Când ni se spunea așa, păi ce ați văzut piață fără muzică? N-am văzut piață fără muzică, recunosc. În Piatra Neamț. În Piatra Neamț. Da. Acum cât mai avem piețe în Piatra Neamț. Dar să revenim. Știți cine ne-a trimis această adresă? Pentru o expoziție cu vânzare. Deci o activitate, nu mai arăta, te rog frumos. O activitate economică. Primăria Piatra Neamț. De ce? Care-i șmecheria? Păi dacă Urbanul vroia să-și promoveze o activitate cu vânzare, să bifeze o activitate acolo, că noi oricum avem Flora Fest în piață de câtva timp și mai avem pe lângă Flora Fest, mai avem și Răsaduri Fest și mai avem și mașini de aprovizionare Fest, care au blocat toate parcările și care stau toată ziua acolo. Ce are primăria cu transmisul chestii astea? Vă spunem noi ce are. Este un sindrom. Sindromul acela al instituției atot coordonatoare. Este un sindrom care în istoria omenirii există de foarte mult timp. Știți? Până și noi care, mă rog, fiind în presă, suntem obligați să fim un pic mai obiectivi, trebuie să spunem că, domne, există un Dumnezeu, spunem noi. De ce n-ar exista și un Dumnezeu mai mic pe pământ la Piatra Neamț, numit primăria, care să o tărască tot? Repet. Am spus toate aceste lucruri cu maximă prietenie. Și așteptăm cu nerăbdare următoarele conferințe de presă. Ne oprim aici. Vă doresc o zi plăcută. Mergeți, dacă aveți curajul, la Flora Fest, ca să ne aliniem invitații făcute de cei din primăria Piatra Neamț în numele celor de la CMI Urban, care și-au găsit un agent publicitar foarte bun. Cam nepriceput, e drept, dar e bun. Ca poziție, așa. Cele bune!